Pavel zice, noi nu putem să disprețuim pe vreun evreu, pentru că evreul-i butucul, noi suntem lădițele, evreul era poporul a cărui cuget era păzit ca printr-o minune, în majoritatea parte, nu la toți, dar era păzit de gânduri, de preacurvie, de gânduri, de furt, de gânduri rele, era păzit. Și mulți din ei, când trecea numai un gând, și fugea imediat la preotul lor, la rabin, și mărturisea gândul lui. Imediat, noi suntem dintre neamuri. Pavel s-a justificat în direcția aceasta și a zis, noi suntem evrei, nu suntem dintre neamuri cu gânduri necurate. Noi suntem evrei, dar cu toate că ei au fost evrei, gândurile lor, chiar dacă au fost mai păzite ca multor națiuni dintre neamuri, ceva i-a încurcat, n-au putut pricepe că există un Dumnezeu care are în El și pe Fiul și pe Duhul. N-au putut pricepe aceasta. Ei au ținut una și bună, că Moise le-a spus,